Ce se întâmplă și la Caracal, acolo unde Alexandru Cumpănașu face un anunț bombă care ar putea da o altă turnură anchetei. Familia Alexandrei Măceșanu a reușit să strângă o echipă de investigatori independenți formată din foști oameni din poliție, parchete și servicii secrete. Aceștia ar urma să ajute ancheta oficială în cazul dramei de la Caracal. În perioada următoare, deja am început acest lucru, lucrez la realizarea unei echipe independente de investigatori, oameni care au lucrat în parchet, oameni care au lucrat în poliție, oameni care au lucrat în serviciile de informații. S-a oferit, voi face o echipă, zic eu, bună, vor respecta întru totul legea, vreau să fie și lucrul ăsta foarte clar, vor respecta întru totul legea, vor acționa în cadrul legal și orice informație vor afla, le vor aduce de îndată în atenția procurorului și nu a opiniei publice. Adică încercăm să venim în ajutorul lor. Dacă dânsii consideră că nu au efective suficiente sau lucrurile durează, eu cred că prin mijloace legale, așa cum și eu tot prin mijloace legale am obținut informațiile astea, cred că dânsii, având și o experiență în domeniu, repet, din parchet, poliție și servicii de informații, cred că vor putea afla mult mai multe decât putem noi în acest moment, mergând la fața locului, mergând pe firul evenimentelor. Așa că de săptămâna aceasta vom avea această echipă, nu le voi da numele, dar vreau să știe public acest lucru, este strict pentru a ajuta anchetatorii și ancheta.